Vocile iubirii. În Casa Băieților se mai fac mici anchete despre organizarea casei cu Roberto în prim plan. Cine a luat sacul ăsta astăzi? Roberto, 100%. Cine a luat sacul ăsta? Tu? Nu. E Roberto, cred, a luat. Roberto, nu asta am îmbrăcat și am zis să schimbe? Hai, nu l-am lăsat nicăieri, nu știu cine l-a dus acolo. Bă, frate. Bă, l-ai pus pe tine pe ăsta? Nu l-am pus, l-am luat de la pralul, Zain. Bă, cuvintul meu, a schimbat în gascător când am zis la tine. Bă, lasă-mă, frate, că ești nebun. De ce? Când am văzut cu tine, am zis la tine, e sacou ăsta de bătrân, mă, frate. Vino cu mine să-ți dea sacou fix cu culoarele pantalonului tău. Da. Tu ai sacou aceea culoare. Unde e el? Bine, l-am pus eu, ok, l-am pus eu. Da, minte, Roberto, frate. Și lasă-l, mă, să-mi minte, că da. Păi dacă așa s-a obișnuit. Și astăzi, când a tăiat pe asta, eu sunt lângă tine. Și am zis, Roberto, tu ai tăiat cu asta? A zis, nu. Și eu am văzut pe ochii mei. Aolo, lasă-mă, că ești... Mamă, mi-a făcut ăsta credit pentru un sacou. Ce mai aveți, mă, acum de împărțit? Parcă sunteți nebuni. Neasumarea. Da. Capitolul 4. Da. Cartelul Roberto. Dar și în această dimineață, tot Roberto era vinovățit pentru laptele vărsat. Mă duc să curăț pe Roberto, dar n-ai văzut și la frigider, nu? Tot, mă, lapte jos, frigider totul pe lapte. A băgat un lapte, așa, picant, lateral, și a trântit aia. Aia era pe jos, da, dar dacă... M-a trebuit scos tot din frigider. Și are legumele. Iată, nu, lasă-mă. Da, acum. Nu-i deloc atent, Roberto. Dar ce a făcut Roberto? Păi da, cine i-a vezi că ai scos alza tu? Ia să-i spartă. Nu știu cine. Pe asta am scos, uite, asta e. Aia era spartă? Păi era aia, era una acolo, nu? Un lateral. Da, am scos eu și am știut. Păi e Roberto, cine a băut lapte? Păi Roberto, cine a plecat? Eu când m-am trezit, așa era. Și trebuie scos și lat, da, aia. Roberto, așa, cu cafea dimineață. Voi cine a plecat tot? Nu, eu n-ați băut lapte, nu dimineața. Eu când am plecat, l-am plecat eu ultimul. Cine băut lapte? Roberto, mă! Și-a băut cafea dimineața. Nu-i doar atent. Ce-a făcut Robert? Nu și-a dat seama că ea spartă? Nu, a pus-o pe lateral și când a închis, a spart-o cu ușa. Era și el obosit. Aude acum. La tuc-tuc. La tuc-tuc. Ia, de aici un pic. Oricum mai pune. Să-l așez aici. Ia, vezi că iar curge. Da. No, e, a mai rămas pe ușă. Da? Da. Mă. Aștept și eu un pic acum. Da, trebuie scos tot. Ia, stai așa, l-a scos tot. Nu, tot decât ultimul sertar. Nu, trebuie scos toate legumele. Tot ce aici, toate legumele, că e tot umplut. Am făcut o groază treabă în asta. E plin la legume. Ia, da, puștești. Stai, că de pe tine. Pune-l aici, hai că șterg eu aici. Da, cumva trebuie. Pune-l aici, că șterg. Da, pune-l eu aici. Lasă-l aici, că spăl eu. Lasă, duce-te de acolo. Așa, așa. Sunteți joane cu voi, nu știu să închideți deloc frigiderul ăsta. Cine? Andrei, cine l-a folosit? Roberto, mă, n-auzi? Roberto, mă. Nu tu? Eu? Nasc Roberto. Zvrăzeala. Ne-a făcut pe noi tuc-tuc. Să facem noi tuc-tuc cu Roberto. Fii atent, Roberto.
tuc. Dar ce, laptea e deschis sau ce? Ce? E laptea deschisă? Nu, a pus aici un lapte. Gura mea avea loc, dar nu înțeleg ce l-a pus aici, așa că l-am împins cu ăsta la spart. Așa că Andrei, cu prima ocazie, îl punea și pe Roberto în temă. Serios, am vrut să am glumit, am făcut cu mâna pe cea. Mamă, Roberto, ce ai făcut azi? Ce ai făcut în frigider? Că am făcut eu când m-am trezit, era numai lapte, tot frigiderul jos. Trebuie că ai pus laptele și ai trântit poarta la frigider, ca zic așa. Și s-a spart ceva? S-a spart tot laptele, am curățat tot, jumătate frigider, tot era orice. Cred că ai grăbit, te-am iertat. Ce mai întâmplă? Nu, nu are lucru ce am făcut, nici nu știam. S-a vărsat lapte. Am fi spart cu... că l-am pus jos laptele pe raftul de jos și când am luat cu frigiderul, probabil s-a crăpat cutia. Ce-ai făcut, Roberto? Roberto, i-ai pus pe ăștia să muncească, au spălat tot frigiderul. Da, pentru că eu mi-am făcut cafea, am pus laptele înapoi. Am fumat și două țigări până să plec de dimineață. De acolo, de acolo ți se trage. Și după când am intrat în casă, nu era lapte, nici frigider, nici. Păi nu mai era lapte. Păi nu mai era pentru că avusese grijă să fie șters. Da, probabil când am dat cușa de la frigider, de la plasticul de jos, de la raft, s-a dat în cutie și s-a spart. N-am vrut să... chiar n-am vrut. Probabil s-a grăbit și n-am, s-a întâmplat asta, nu era ca așa. Oricum, graba strică treaba, da. Mai ții minte ce ziceam. Ai grijă tot timpul, pentru că există un marcaj la tine în hartă pe zona asta de a te grăbi. Și nu numai că, uite, s-a întâmplat evenimentul ăsta. Dar m-am grăbit foarte rău pentru că nu se uscase tricou și mi-am uscat cu fern. Tot timpul să găsești o explicație, dragul de tine, da. Era și târziu. Adică de la cele mai mici lucruri la cele mai mari. Tuc, da. Tuc. Adică în dragoste. Peste tot. Grab. Ia zi, domnul Dani. Tuc, tuc. Am făcut tuc, tuc cu Roberto. Ai făcut tuc, tuc cu Roberto? Să facem noi tuc, tuc. Da. Păi, ce să zic? Eram așa, că eram somnoroși toți și ne-am trezit cu... direct în făcut curățenie. Direct în curățenie, exact, da. Asta dar e. Dar l-am înțeles că s-a grăbit și nu era ca și cum. Că nu era de grabă. Nu mi-am dat seama că atinge raftul de jos de la frigider, nu mi-am dat seama că atinge laptele. Problema e că l-am închis, s-a grăbat cutia. Că n-aveai tu destul de pe cap, a mai venit încă una, acolo peste pe păză. Ave. Da, e. Mai ce este? De ce sunteți așa bătută și tristă și... Nu sunt. Nu? Păi vreau și eu să râd la glumele dumneavoastră. Sigur, ce glume să fac? Vreau a să... greșit, asta e. Ai, păi, a greșit. Nu m-a condamnat nimeni. A zis, am zis, era obosit de dimineață, n-am... Ne-am cu gândul la tuc-tuc. Ne-am conformat toți băieții. Nu-i ca și cum... V-ați conformat toți băieții, Andrei? Că el știngea pe jos. Acum, dar Andrei... Păi, păi da, mă, dar era importantă și susținerea. L-ai văzut pe Dani, cum zicea, că tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Numai tuc-tuc. N-am văzut nimeni că am spălat sertarul ăla. Nu mai vedem. Nu ne uitam la acel material. Păi ce, era lapte și sertar? Îți dai seama ce a făcut? A spălat sertarul ăla. Când lor vedea pe el băieții cu care mergea el la cluburi și veneau fetele alea cu șampăniile alea puse în roabă și când și scria mare acolo Dani in the house și fetele care erau disperate și își smulgeau lejeria când îl vedeau pe Dani, când vor vedea toți ăștia cum Dani a spălat el sertarul de la frigider. Când o să se uite copilul pe care l-am văzut hartă la el. Acolo o să fie bine. Asta vede el. Când o să trebuiască să... să șteargă. Da, când o să prepare laptele, de fapt, da. S-a obișnuit de acum cu mirosul de lapte. Dacă tot aici ești sertar, îți dai seama cât... Obișnuit să strâng după alții. Ștergi da? Laptele și nu ștergi altele. Ești obișnuit să strângi după alții? Acum învăț. Mm-hmm. O să fie fericită doamna Loredan. Păi după cine ai strâns în afară de Roberto acum? Acum sunt la alte bețe. Nu, doar de Roberto. Acum în bază. Păi atunci nu mai spune alții, spune păi după copil, altul. Am sau... un copil, atât. Da, după Roberto? Păi prinde și mai multă experiență. Da.
Da. Mai trafi tine acum. E bine. Oricum ești mâncat după ce ai zis, da, ce ai zis de când ai intrat în emisiune. Deci nici nu vreau să mă gândesc când o să afle maică ta. Deci... Păi, dar nu-i zic acum că mă duc. Tuc, tuc, ai înțeles-o pe asta. Da. Mai vreau să vă zic o chestie. În momentul în care unul dintre voi merge la întâlnire, ceilalți, de fapt, ar trebui să-l susțină. Adică, că doar nu-ți pui colierul ăla de perle și cămașa de mătase și ai spart și te-a pus să strângi pe jos. Și eu dacă vedeam și găseam, normal că strângeam. N-am văzut. Și am mai stat ceva după ce am pus laptele și nu era nici la tăi plecat nemânca la date? Pe stomacul gol ai plecat la date? O cafea. Și 3-4 fără lapte, a? Și două țigări. Așa meniu de dimineață. Noi l-am văzut, adică cel puțin, eu am dat seama că s-a grăbit, dar na, când trezești dimineața și mai vezi și o mare de lapte jos, mamă. Mare de după 5.000. O mare de lapte. Abia am făcut față. Dădea frigiderul pe din afară de mâncare și voi vă plângeți că n-aveți. Să rugăm colegii, un coleg de salvare să nu se mici în caz de mai să ne necăm. Măi, pe vremuri Cleopatra făcea baie în lapte și cu miere ca să aibă o piele delicată. Și la Top Kapı în Turcia există o piscină imensă unde se spune că se îmbăiau cadânele în lapte. Așa că, dragilor, știau ei ce știau pe vremuri. Nu e chiar așa, mai bine vă faceți o mască ceva din laptele ăla. O să crească consumul de lapte în casă. Da.